Între 19 și 26 august 2016 are loc la Suceava 78-a ediție a Festivalului Uniunii Internaționale de Cinema, UNICA. Festivitatea de deschidere va avea loc vineri de la ora 18 la Cetatea de Scaun a Sucevei. Pe parcursul celor 7 zile vor avea loc proiecții ale filmelor țărilor membre, fiecare națiune având la dispoziție o oră după un program ce poate fi consultat pe pagina web unica2016.ro. Pe perioada proiecțiilor din cadrul festivalului UNICA, intrarea în sala de cinema este liberă, în limita locurilor disponibile. La cetate, unde vor avea loc defilarea, va avea loc defilarea delegațiilor, păstrând proporții ca la Olimpiadă, dacă vreți, fiecare țară vine cu pancarda, cu steagul ei. Așteptăm 30 de țări participante, din ceea ce spunea domnul profesor Irimie, care este președintele executiv, erau confirmate 28 de țări deocamdată, mai așteptam niște confirmări, sunt care, țări care vin chiar după deschidere ca să-și prezinte filmele. Sigur că este o ceremonie acolo, se înalță steagul UNICA, după care va fi un spectacol de muzică populară, dar de Arcano. Deci toate aceste lucruri au loc în cetate vineri la ora 17. Deci sâmbătă, duminică, film toată ziua, luni este o excursie în județul de prezentare a Bucovinei, marți la fel program de film toată ziua, miercuri la fel program de film și proiecții naționale de film, joi dimineață proiecții de film, iar la ora 14 are loc Congresul Internațional UNICA, și la ora 20 se va prezenta Germania, care anul viitor găzduiește acest festival. Vineri la 16-17, gala decernării premiilor și predarea steagului de către Suceava, orașului Dortmund. Am văzut ultima rectificare, era Berlin, acum văd că Dortmund din Germania. Festivalul UNICA are și o secțiune de tineret denumită generic Young UNICA, cuprinzând studenți de profil cinematografic și alți tineri pasionați selectați de țările participante. Pentru ediția din acest an, la inițiativa Clubului VideoArt, prin finanțarea Primăriei Municipiului Suceava și cu sprijinul Universității Ștefan cel Mare din Suceava, se asigură în mod gratuit cazare, masă și o serie de ateliere de film coordonate de profesioniști pentru un număr de 20 de tineri din țările membre ale Uniunii. Întreaga manifestare UNICA se derulează cu sprijinul Primăriei Municipiului Suceava, Consiliului Județean Suceava, Universității Ștefan cel Mare și altor instituții locale de cultură. UNICA este o organizație membră a Consiliului Internațional de Cinema, Televiziune și Comunicare Audiovizuală din cadrul UNESCO. Creată în 1937 la Paris, UNICA are ca obiective promovarea realizării de filme și videoclipuri ca instrument al comunicării internaționale, încurajarea cooperării culturale între națiuni, reprezentarea membrilor săi în cadrul UNESCO, cât și recunoașterea independenței și libertății de expresie a acestora. Prin organizarea acestei manifestări, Suceava intră pe o axă aleasă a cinematografiei. Ediția precedentă a festivalului UNICA a avut loc la Sankt Petersburg, iar ediția din 2017 va fi găzduită de Berlin.